Bun găsit tuturor, iată tragedie în ziua de Crăciun. Mădălina, în cadrul didactic din capital, a fost găsită, iată, moartă în cadă chiar de tatăl ei. E bine, totul s-a întâmplat în momentul în care familia s-a strâns acasă pentru a petrece ziua de Crăciun. La un moment dat, Mădălina s-a dus pentru a face o baie, însă, la un moment dat, tatăl ei a mers pentru a vedea dacă totul este în regulă. Moment în care a intrat în baie și a găsit-o pe fica lui în vârstă de 34 de ani decedată. La fața locului au intervenit imediat salvatorii, au sunat, iată, la 112, însă, medicii nu au putut decât să constate decesul, în contextul în care Madalina s-a intoxicat cu monoxid de carbon.